însărcinată și acum? O sarcină nu apare mereu plănuită. De multe ori poate să te surprindă o sarcină sau chiar să aducă greutăți cu ea. Continuarea unei sarcini dorite sau întreruperea unei sarcini sunt deciziile tale personale. Poate nu este acum momentul potrivit sau poate circumstanțele vieții tale sunt grele, astfel încât nu dorești să păstrezi copilul. Atunci ar trebui cât mai repede posibil, cu cât mai repede cu atât mai bine, să iei legătura cu un oficiu de consiliere pentru femei însărcinate. Acesta poate să te ajute chiar și la decizia ta, dar și să îți explice posibilitatea unui avort. Consilierea este gratuită. În Germania, ai timp până la 12 săptămâni dacă ești hotărâtă să faci o întrerupere de sarcină. Dacă te hotărăști pentru un avort, primești de la un oficiu de consiliere o adeverință. Fără această adeverință, nu poate nicio doctoriță să îți facă un avort. Costurile pentru un avort, care sunt în jur de 300 sau 400 de euro, trebuie să le preiei tu. Dacă nu ai deloc un venit sau veniturile prea mici, poți să faci o cerere pentru preluarea costurilor la o casă de asigurări. Chiar și dacă nu ești asigurată, dar ai o adresă aici în Germania, poți să faci o cerere pentru preluarea costurilor pentru întreruperea sarcinii. Și aici poți să te ajute oficiile de consiliere. Dacă decizi să păstrezi copilul, oficiile de consiliere pot să îți ofere sprijin în acest caz. Dacă ai o asigurare de sănătate, chiar și o asigurare dintr-o țară UE, aceasta îți va prelua costurile pentru consultul preventiv de sarcină și pentru ajutorul la naștere. Dacă nu mai poți sau nu mai dorești să muncești sau ai un venit scăzut, poți să soliciți beneficii sociale. Eventual, ai dreptul la mai multe tipuri de ajutor, de exemplu, îmbrăcăminte pentru femei însărcinate și echipament de bază pentru bebeluși. După nașterea copilului, ai dreptul la mai multe beneficii, ca de exemplu alocație pentru copii. Dacă după naștere nu poți sau nu vrei să îți păstrezi copilul la tine, ai posibilitatea de a da copilul spre adopție. Pentru asta există mai multe căi. Despre aceste căi diferite, a trebuit să te lași consiliată din timp. În aplicația Lola, găsești o listă cu oficii de consiliere în apropierea ta care te pot ajuta. Privește în jurul tău, mai sunt și alte videoclipuri despre alte subiecte.